Și așa vine câteodată, dorule. Te-am locuit într-o casă abandonată când într-o noapte ne-am trezit că o da focul la casă niște drogați. Totuși nu e așa că trebuie să muncești din greu, să tragi plugul vieții atât de... Că nu poate fi asta, absolut. Ai lăsat restaurantul din Italia. Corect. Și cum ai ajuns tu în Norvegia? Doamne, m-am îndrăgostit la prima vedere. Zic, închide ușa, să deschide două. De ce tu ai intrat în antreprenoriat? Zici, păi, ca să nu muncesc. Și să facem o Moldovă cât mai mișto. Energizează-te cu RoBoost, alegerea perfectă pentru un stil de viață sănătos. Ne-am luat motocicletă. Bine ai venit la Despre Afaceri cu Sergiu Diaconu, emisiunea care îți dezvăluie secretele succesului în lumea afacerilor. Banii mari se fac simplu, banii mici se fac greu. Fii cu noi în fiecare vineri de la ora 17, numai la Radio Zoom 2. Ascultă-ne și află cum să-ți duci afacerea la nivelul următor. Când tu deja ai văzut că tu poți să faci ceva bine, multiplică ceea ce tu deja știi să faci bine. Atât de simplu. Hai să facem afaceri împreună! Vă salut cu drag ascultători ai stației noastre de radio, Radio Zoom 2, frecvența 91.1, muzica anilor 2000. Mă numesc Sergiu Diaconu, sunt mentor de afaceri cu 26 de ani de afaceri proprii în spate și voi fi astăzi gazda emisiunii săptămânale Despre Afaceri cu Sergiu Diaconu. Acest concept, vreau să zic, că are obiectivul de a oferi informații utile și sfaturi practice pentru oamenii de afaceri sau pentru cei ce doresc să intre în afaceri, iar în acest sens vom structura fiecare emisiune în jurul unui subiect specific, cum ar fi marketingul, finanțele, resursele umane, dezvoltarea produselor, dezvoltarea afacerilor, etc. Iar astăzi îl avem ca oaspete de onoare pe antreprenorul Ion Oglindă. Ion este, salut Ion. Ion este un antreprenor în amploare, să-i spunem așa, în creștere continuă. Îl cunosc de ceva timp deja. Știu că faci case ecologice, eficiente energetic și ai început ușor să introduci acest produs pe piața noastră. Da, foarte corect. De câțiva ani construim case eficiente energetice. Am construit câteva căsuțe minunate și unde proprietarii se bucură de facturi joase. Ai nimerit acum, bine, pe final de iarnă, știi, mai puțin doare, dar iarna revine, nu? Da, oricum, da, amintirile sunt ca niște traume câteodată. Să sperăm că o să avem, ce obțin după emisiunea de astăzi, amintiri frumoase. Foarte corect. Vreau să discutăm un pic astăzi despre câteva subiecte importante pentru auditoriul nostru, deoarece istoria pe care o ai tu în spate, atât istoria ta personală, cât și cea profesională, rezonează la o mare parte a populației noastre și de aceea poate chiar o să fie un pic neplăcut să te aruncăm în trecut, în amintiri, dar este o parte a istoriei tale, este demnă de a fi făcută publică, cred eu, deoarece știu că ai o istorie frumoasă, deși plină de încercări, chinuri și emoții, fiind unul din frații noștri care a muncit foarte mulți ani în străinătate. Corect. Da? De ce ai decis până la urmă să pleci acolo? Ce te-a determinat să mergi și care au fost așteptările tale? Psihotare, atunci când am plecat noi pentru prima dată, n-a fost alegerea mea, cumva cu părinții eu trebuie să mergem. Au fost asta prin anii 99, când aveam doar 17 ani, la prima mea dragoste, deci când abia prima dată am iubit o fată. Am plecat acolo în Italia și am căutat cumva să muncim la o viață mai ușoară, însă, din păcate, nu a fost atât. A fost complet altceva. A fost greu, a fost dur de tot, și am învins, am trecut prin armata vieții care m-a făcut să trec prin timpuri grele, prin emoții negative, să înțeleg că da, este da, nu este nu și să înțeleg valorile altor popoare. Din câte știu, ai plecat încolo chiar cu mămica, cu tatăl, da, cu toată familia. Da, corect. Noi am plecat acolo împreună ca să căutăm ceva de muncă, după care maică-mea, taică-mea au găsit câte ceva de muncă, eu încă nu. Și am făcut acolo primii pași ai mei în lumea construcțiilor.
Dacă îmi permiți să-mi povestesc ascultătorilor noștri o mică istorioară, eu fiind muzician, atunci îmi făceam studiile la muzică. Tatăl mi-a dat să dau cu topărișcă jos niște mortari de pe perete. Și eu fiind foarte supărat în sufletul meu pe părinții mei că mi-au luat de la prima mea dragoste, avem o amărăciune așa în mine și dădem cu toporul cealaltă peste mortar ca să cadă jos și la un moment dat a sărit o scânteie. Și în cap deodată mi-au venit versurile, melodii. Și așa am venit câteodată, dorule, să dau cu cuțit în chiatră și din chiatră să iasă foc, n-am avut noroc. Și așa mai departe, Doamne, a început atunci să plâng. Am plâns, cred că o oră și două și nici nu mi-am dat seama cât de rapid am dat mortarul jos, știi? Și tăi când au venit și au văzut cât de rapid am fost eu, m-am mutat la alt perete. Eu am crezut că o să-i facă milă de mine, dar el m-a mutat la alt perete și dă-i și aici. Am încercat aceeași poveste, dar nu mai mers. Nu mai mers cu melodia aia. Nu, bine, au fost situații frumoase, au fost și mai puțin frumoase, dar școală, deci asta a fost o învățătură extraordinar de dură și de dreaptă, știi, cum mai mult decât o armată a fost. Dar simțeai cumva că ceea ce faceți voi acolo și situația în care voi vă aflați vă șlefuiește, cumva vă pregătește pentru ceea ce urmează, pentru un viitor mai prosper, fiindcă până la urmă voi ați mers acolo pentru un viitor mai prosper, nu? Ca sute de mii de alți frazei noștri. Da, corect. Asta am început să o sunt deja când aveam 20 ceva de ani. Nu atunci. Atunci eram încă student, cumva eram încă cu mintea aburită. Dar după 20 ceva de ani am început să încep să văd, să înțeleg niște lucruri mai profunde, care însăși Italia m-a învățat. Vreau să te întreb, care au fost cele mai puternice și mai grele obstacole prin care voi ați trecut și cum ați reușit să le depășiți? Știu că ai o istorie cu dormit în case părăsite și dacă ai putea să ne spui un pic, fiindcă sunt sigur că mulți am, după, din punctul meu de vedere, este o istorie foarte adevărată, chiar dacă este dureroasă. De exemplu, în cazul meu, toate rudele pe partea mamei, toate sunt în Italia, deja de aproape 20 de ani. Au plecat unul câte unul, a rămas doar sora mamei, restul toți copiii, nepoți, toți au plecat acolo, știi? Și știu multe istorii similare, inclusiv spuse de ei, dar astăzi noi vorbim despre tine. Nu, uite, noi cumva am locuit la un apartament din start și acolo unde mama lucra, bunicuța aceea care era acolo sau bătrânica care era acolo, o decedat. Noi cumva am pierdut și bănuții, salariul mama, adică și casa în care noi locuiam. O trebuie să mergem undeva, însă ratele la bancă cumva creșteau și părinții mei nu-și permiteau să iei ceva în chirie. Și o trebuie cumva să locuim în case abandonate. Am locuit într-o casă abandonată când într-o noapte ne-am trezit că o da focul la casă niște drogați. Altă dată am dormit în trenuri, chiar așteptam până la orele 12 noaptea să închidă gara și să oprească trenurile și noi urcam în vagon. Mi-aduc aminte că avem un clește și amicuț cu care deschidem ușa. Intram în vagon, dormeam acolo și la 5:30 trebuia să ne trezim, că altfel puteam să ne trezim pe la Milano sau prin alte părți, pentru că trenul respectiv nu avea oprire, el mergea direct până acolo și de acolo și începea călătoria. Era teribil, absolut, dimineața la 5:30 te scoli, mergi să-ți faci toaleta la gara, e oribil, absolut, foarte oribil. Vreau, ușor, eu aș vrea totuși, văd că istoria asta doare și nu aș vrea foarte mult să scormonim în ea, fiindcă noi astăzi vorbim despre Ion Oglinda, antreprenorul, dar tu până ajungi antreprenor ai avut niște etape ale vieții care până la urmă te-au format, te-au determinat să ajungi aici unde ești și vreau să înțeleg ce evenimente de atunci sau ce întâmplări din vremurile cele te-au determinat pe tine să mergi înainte, fiindcă eu văd în ziua de astăzi tu foarte mult investești în sine, faci mult networking, înveți, cumperi cursuri, umbli la acceleratoare și vreau să înțeleg ce te-a determinat, fiindcă mulți oameni pur și simplu lasă mâinile în jos.
Eu cumva întotdeauna după 20 ceva de ani, când a început mintea mea să se coacă, să-i spunem așa, am început să am o atracție, să spun că, băi, totuși nu e așa că trebuie să muncești din greu, să tragi plugul vieții atât de... că nu poate fi asta, absolut. Când încercam cumva să fac câteva cursuri, familiarii sau prietenii îmi spuneau că nu-ți trebuiești, că du-te mai bine la muncă, muncești, că nu-i de tine sau nu-ți trebuiască, în fine, că toți cei care au bani sunt hoți sau ceva de genul, știi, și eu nu vreau să mă împac cu gândul ăsta, că nu este adevărat sub nicio formă. După care am început să învăț. Deci am avut și un restaurant acolo în Italia, apropo, da. Am deschis un restaurant și am văzut că nu merge. Italienii nu mai veneau la noi la restaurant pentru că erau cumva mai sceptici față de ceea ce facem noi, ce mâncare facem, cum o pregătim. Și atunci am zis că ok, dacă tot nu merge așa, hai să încercăm altceva. Atunci am organizat sala noastră, o sală mare, pentru nunți cu metrii. Întâmplător sau neîntâmplător, cineva ne-a întrebat de o săluță, o sală mică. Noi am avut o sală mică. Și au zis că dacă poate să facă aici zi de naștere. Și atunci mie mi-a venit în cap, măi, ce-ar fi dacă noi am o frumuță sau ca o casă mare, să o facem tradițională, cu noieli, cu pietri, cu ulcioare. Păi de atunci sala cea mică întotdeauna era full, întotdeauna era plină absolut și era caldă, era o sală ca cum te simțeai acasă. Nu, au fost câteva momente din viața mea care m-au făcut să fiu cel care sunt astăzi, după care, după 30 ceva de ani, deja am început să pun mâna pe carte, însă și să învăț. Când m-am reîntors acasă în Moldova, am început să iau cursuri, am început să vizionez filmulețe. Apropo, acum cu aglomerația asta din Chișinău, de la Ciocana până la telecentru, face o oră și eu rare ori când ascult muzică, mai mult ascult podcasturi, mai mult ascult filmulețe de pe YouTube, învățătoare care ne învață multe, știi, și mai repetăm, cum să spunem, repetare mama învățătorii. Eu știu că încă fiind în Italia, tu orbitai în jurul ideii de a face afaceri. Da. Până la urmă, ai lăsat restaurantul din Italia. Corect. Și cum ai ajuns tu în Norvegia? Deci am lăsat restaurantul pentru că mi-a fost iar doar de casă și m-am întors acasă ca să deschid o nouă afaceri sau să mă restabilesc acasă. Acasă am văzut că nu s-au schimbat prea mult lucrurile și am hotărât să merg totuși în Norvegia. Mergând în Norvegia, am văzut totuși o țară dezvoltată și când am văzut construcțiile de lemn, Doamne, m-am îndrăgostit la prima vedere, zic, Doamne, oare asta e posibil? Cât e de frumos, cât e de rapid să ai un ciocan, niște cuie și să faci o casă, să iasă din mâinile tale o casă stupendă, frumoasă, călduroasă, rapid de construit, sigură. Vai, asta e super. Econom, ai uitat. Da, econom, dar la facturi nici nu mai vorbim. Unii astăzi eu sunt indiferent cât e gazul sau cât e energia electrică, să dau foarte bine. Fantastic. Și de ce să aduci conceptul ăsta pe piața noastră? Da, foarte corect. După multe studii în Norvegia, controle, peste controle, că acolo nu e atât de ușor când înveți sau chiar când mergi la practică, când lucrezi, fiecare etapă vine certificată de către cineva. Deci tu ai pus de pildă grinzele, ai făcut un perete, tu nu ai voie, chiar dacă l-ai făcut mai rapid, tu nu ai voie să vii și să îl acoperi cu altceva. Știi, să mergi prea repede înainte, până nu vine cineva să te controleze. Cum ai pus șurubul, cum ai pus cuiu, de care le-am mai tăiat, ce dimensiuni, tot absolut de la capăt. Eu știu că, din exemplu propriu, având totuși atâți ani în afaceri, știu că să lansezi pe piață un produs nou care încă nu are cultura de consum formată, nu are încă cererea formată, nu există regulile de joc formate pe piață pentru acest produs pe care tu vrei să introduci. Cum a fost pentru tine? Cum tu ai făcut această lansare? Cum ai intrat? Ce întâmplări te-au ajutat pe tine ca să-ți propulsezi afaceri? Știu că aveai un competitor doar pe piață, nu? Da, da, da. La domeniul.
Da, este un competitor care este o companie care face, avea fabrică atunci și exporta la în pisicotare. Deci eu când m-am întors înapoi de pisicotare, am revenit acasă, ca fiecărui antreprenor îi plac provocările enorm și să depășim munții cei mai mari. Exact atunci era pandemia. Și am avut câțiva, 3 sau chiar 4 potențiali clienți care deja fusesem la loturile lor de construcție. Și atunci mi-au spus, eu nu pare rău, e pandemie, uite, s-a început ceva și nu știm ce s-a început. Frânăm un piculeț. Eu deja făcând pasul ăsta, nu mai pot să mă întorc înapoi, ce fac eu? Am luat o decizie, trebuie să mor până la capăt. Deci am fost insistent. Unul din lucrurile care le admir eu personal la mine, insistența și curajul, care nu mă tem. Na, merge ce-o fi, o fi, și mă strădui oricum să le fac lucrurile bune, chiar dacă este necesar să dormi 2-3 ore pe noapte, că da, să te gândești, să meditezi în tine o grămadă. Nu bine, atunci când clienții s-au dus, a rămas eu așa și am zis că nu, hai, dar atunci, draga mea, zicându-i soției, o să construim casa noastră. Doamne, ea când au zis ce bucurie, eu un piculeț am zis că, măi, nu prea am bănuț, dar vindem tot ce avem prin prejurul, că să-și construim casa. Uite, așa au născut casuța noastră minunată, perfectă, care astăzi mă încălzesc cu foarte puțin bani. Am construit-o, am punem filmulețe pe Facebook, pe Instagram, vineau oamenii, se minunau, mă întrebau, wow, în sfârșit este cineva, altcineva vine și spune, ia că casa lui Trei Purșei, altcineva vine și spune, câte și mai câte. Am fost și admirat și aplaudat. Oamenii nu întotdeauna înțeleg produsul meu. Este pe bune un produs nou pe piața noastră, dar sunt sigur că ușor, ușor oamenii să înțeleagă. De pildă, viața mă întreabă cât durează o casă construită de voi, eficient energetic, pe cadru de lemn. Le dau un mic exemplu. Avem o biserică la Botanica, care e monument istoric, făcut din lemn din 1700 și o leacă de ani, nu mai țin minte acum exact, cu care au rezistat de atunci până acum. Oare tu crezi că o casă bine făcută nu o să reziste toată viața ta care tu ai să locuiești, care să trăiești pe pământul ăsta? Da, eu știu că întâmpinai anumite animozități din partea anumitor potențiali consumatori, fiindcă noi avem în echipuirea noastră o casă de lemn, o vedem așa, din lemn, știi? Da. Nu neapărat că lemnul fiind, adică noi nu avem poate înțelegere încă că în cazul tău cel puțin lemnul este doar un material de construcție, da, care este la baza acestei case și nu arată ca casele bătrânilor noștri din lemn. Știi, aș fi vrut să ne spun un pic despre asta și care este diferența dintre casele din lemn pe care tu le faci. Nu mă refer la aspectul exterior, da. Am văzut că ele nu au nicio diferență practic, dar în interior, care sunt diferențe și de ce oamenii ar trebui să aleagă o casă făcută de tine? Păi uite, dacă își închid ochii și spun o casă din lemn, să gândesc la două lucruri. Și închipui două lucruri. Primul lucru este cabana și a doilea lucru este coștireață, acolo unde ține oamenii găinile și așa mai departe, știi? Okay. Dar e complet diferit. Deci noi, structura, cadrul din interiorul peretelui este din lemn, însă alte produse care sunt, cum ar fi vata, izolantul, membranele sau alte materiale de construcție, îmbină toate absolut și nu este că este numai din lemn. Deci când treci pe stradă, nici nu-ți dai seama că este o casă din lemn, sau când ieși în interiorul casei, nici nu-ți dai seama că este o casă din lemn. Ok, hai să luăm o pauză publicitară scurtă și revenim imediat în emisiunea. Bine ai venit la Despre Afaceri cu Sergiu Diaconu, emisiunea care îți dezvăluie secretele succesului în lumea afacerilor. Banii mari se fac simplu, banii mici se fac greu. Fii cu noi în fiecare vineri de la ora 17, numai la Radio Zoom 2. Ascultă-ne și află cum să-ți duci afacerea la nivelul următor. Când tu deja ai văzut că tu poți să faci ceva bine, multiplică ceea ce tu deja știi să faci bine. Atât de simplu. Hai să facem afaceri împreună.
Publicitate la Zoom 2. Energizează-te cu RoBoost, alegerea perfectă pentru un stil de viață sănătos. RoBoost îți oferă o explozie de energie și îți sporește activitatea mentală și fizică, indiferent de locație, birou, universitate, sală de sport, în mașină sau pur și simplu te relaxezi acasă. RoBoost îți oferă energia necesară pentru a finaliza sarcinile cu succes. Savurează 4 gusturi intense, aromate, delicioase și naturale de la RoBoost. Energizantul 100% natural. Publicitate la Zoom 2. Ok, am revenit în studio. Uite, ceea ce pe mine cel mai mult mă interesează este atunci când un antreprenor se lansează în afaceri, evident că are nevoie de anumite cunoștințe. Și pe de parte, de foarte multe ori, antreprenorii care, sau cei care devin antreprenori, au în spate o experiență de asistență într-o afacere sub diferite poziții, roluri și așa mai departe. Oricum au un anumit bagaj de cunoștință, un background de marketing, de vânzări, de cum să faci un produs și mai departe. Pe de altă parte, mulți antreprenori care intră în afaceri nu au background de marketing, de vânzări, de a construi un sistem. Și știu că tu faci parte din a doua categorie, tu nu având un background business, da? Adică tu ești om produs. Dacă ți-e minte, eu spuneam că ca o afacere să funcționeze foarte bine, trebuie să ai 3 roluri obligatorii ocupate. Este omul produs, care în cazul tău ești tu, fiind în producție, tu construiești proiectul de la Z și așa mai departe. A doua persoană trebuie să fie omul beneficiu, de obicei sunt oamenii de vânzări sau manageri sau directori de vânzări, și a treilea este omul sistem, cel care coagulează toate procesele din interiorul afacerii. Din cât știu, tu ești omul produs. Cum, dar tu ca fiind om produs, din cât eu știu, ți-a fost o perioadă destul de greu, poate încă ți este să găsești oameni relevanți pe celelalte două poziții, da? Pe pozițiile de vânzări și poziții de sisteme. Cum tu te descurci în general făcând singur foarte multe lucruri? Extrem de greu. Extrem de greu și mi-am dat seama că pentru a crește, pentru că eu am visuri enorme și trebuie să le realizez neapărat, nu pot să fac singur. Deci nu mă duc la armată, la război de un singur. Deci am nevoie de capitani și așa mai departe. Deci acum am găsit un capitan bun și încă mai sunt în căutare altui capitan ca să pot delega lucrurile făcute bine, ca fiecare dintre noi să avem focusat 100% toate procesele. Atunci noi reușim cu mare plăcere să continuăm, să evoluăm. Până acum am făcut lucrurile făcute un pic la ghici, un pic prin simțul care îl avem cumva, știi, așa un pic aburit, pălindu-mă de obstacole. De obstacole, corect, la stânga, la dreapta și mergând cumva înainte, dar nu mai vreau lucrul ăsta să o fac și sunt că am nevoie să cresc, așa, și uite, trebuie să angajăm, să nu ne temem, să angajăm oameni puternici. În ziua de azi este foarte popular să ți ridici afacerea pe baza propriului tău brand. Adică întâi te faci tu vizibil, da, vizibilitatea îți oferă credibilitatea necesară ca să propulsezi o afacere înainte, iar în ziua de azi pentru a construi un brand puternic, personal, un brand eficient, evident că trebuie să fii cam în fiecare zi public, trebuie să faci stories-uri, să ieși în TikTok, în emisii directe, da. Să faci filmulețe. Cum ai depășit tu această frică? Fiindcă majoritatea din antreprenorii care vin la mine la programele mele de mentorat, la cursurile mele, îmi spun de fiecare dată: uite, fac ce vreți, domnul Sergiu, nu mă puneți să fac story, nu mă puneți să mă filmez, fiindcă mă rușinez. Cum tu ai depășit acest lucru? Păi uite, mie mi-a fost un pic mai ușor și îți spun din care motiv. Eu fiind muzician, când încă învățam la Porumbescu, așa, acolo făceam de multe concerte, mergem la concerte, știi, și cumva am depășit frica asta de vorbi în fața camerilor.
Dar oricum, după o pauză îndelungată, s-a acumulat înapoi și am zis că, băi, eu trebuie să o fac oricum, sau vreau sau nu vreau, dacă am nevoia, o fac și atâta, deci nu mă opresc aici, pe unii greșeli, pe unii nu, acum cred că dacă mă uit la primele filmulețe care le făceam, mă chitie, mă căutam la stânga, la dreapta, acum merge așa flocos, cum îs, așa sunt natural eu și atât să mă vadă lumea cum e important e produsul pe care îl prezint eu. Emoții, da, emoții sunt când mai scăpi câte o gafă sau când mai faci lucrurile nu atât cum trebuie sau chiar vrei să spui niște lucruri și îți fug din cap și ai spus altceva, da, sunt, dar trec, deci e natural, sunt oameni cu toții. Categoric. Care ne văd. Vreau să te întreb, știi că eu sunt om de vânzări și mie, da, tema asta mi face o plăcere deosebită. Deși, știi, fiecare din noi are un mindset propriu și dacă mie, de exemplu, de multe ori nu înțeleg, uite, dacă omul i s-a spus să facă o sarcină și el nu îndeplinesc, cum el poate să nu îndeplinească, știi? Sau, cum cuiva poate să nu-i placă să facă vânzări? Cum cuiva poate să nu-i placă vânzări? Știu că în cazul tău, tu fiind om produs, tu ești implicat inclusiv în procesul de vânzare a produsului tău. Da. Cum tu faci asta și cât de plăcut îți este să faci asta de la 1 la 10? Sau ai delega altcuiva mai bine și ai pune cruci? Nu, mi-e plăcut, atât de plăcut, știi, eu când lămuresc produsului meu. Apropo, pentru cei care ascultă și vor să facă o afacere, faceți ceea ce vă place, deschideți o afacere unde sunteți, unde o să primiți așa o plăcere când dimineața o să vă treziți și o să mergeți la muncă, la job, deci să nu vă trezească ceasornicul dimineața, dar să mergeți voi. Deci eu când încep să vorbesc despre produsul meu, știți, ca o mașină care o pui pe autostradă și la autopilot și merge cu 130 și nu se mai oprește. Exact așa sunt și eu. Deci continui în continuare să vorbesc despre produsul meu și îi explic că ăsta vine într-un mod, ăsta vine în alt mod. Deci îmi place foarte mult să spun despre produsul meu și probabil că și asta mă ajută să-mi vând produsul. Eu, apropo, un pic abătându-mă de la ceea ce vorbim noi acum, vreau să rog ascultătorii noștri, dacă aveți întrebări pentru mine sau pentru Ion, invitatul meu de astăzi, puteți să-mi scrieți mie în direct în Instagram și eu voi da citire întrebărilor voastre și o să vă pot da răspunsurile necesare. Ulterior, noi o să avem și un număr de telefon care va fi în studio, începând de vinerea viitoare, când deja o să avem un alt invitat, deoarece sarcina noastră este să avem cât mai mulți invitați cu istorii frumoase, antreprenoriale, inclusiv cu mai puțin succes, cu mai mult succes în fiecare zi de vineri, anume pentru a ajuta oamenii să vadă cum este să fie antreprenor, cum este să faci afaceri, dacă este sau nu este pentru ei. Și această emisiune va servi drept platformă pentru antreprenorii mari, antreprenori de vază binecunoscuți, pentru a-și putea spune istoria de succes pe care să o urmeze ceilalți. În egal măsură pentru antreprenorii mai mici, poate, sau cei care sunt abia la început de cale, pentru a-și face voce auzită, da, unde o să servim drept platformă de lansare, poate, pentru antreprenorii viitor ce vor avea succes. De aceea vreau neapărat să spun că dacă aveți întrebări legate poate de afacerile voastre, de o idee sau nu știi cum să alegi nișa sau ai o problemă legată de business sau ai anumite idei de afaceri și nu știi cum să le testezi, vă încurajez să îmi scrieți mie în direct în Instagram astăzi. Mă puteți găsi Sergiu Liniuță Jos Diaconu 1 și eu o să dau citire în direct întrebărilor voastre și o să vă răspund cu multă plăcere. Ok, mersi, vreau să revenim un pic înapoi la tine. Știi, eu întotdeauna ziceam că atunci când îți merge ușor, e cum spui tu, da, am ieșit pe autostradă, am pus 130 de km pe oră și merge ca de la sine, întotdeauna spuneam că dacă este tema ta, tu mergi, adică totul se primește ușor, parcă ți se deschid toate ușile de la sine, știi? Mergi ca cuțitul fierbinte în unt. Însă, pe de altă parte, atunci când ce noi începi sau ai început o cale și tu vezi doar obstacole, doar probleme, dar tu continui să mergi încolo, eu de obicei
clienților mei la mentorat le recomand să nu persevereze, adică să nu încurce cumva totuși oponența universului, unde prin această oponență, prin aceste probleme și obstacole îți dă din înțeles tacit că, dragule, ăsta nu este calea ta. Alege pe aia care este a ta, care îți rezonează. Mulți însă asta încurcă cu perseverența, cu insistența de a ajunge la un rezultat, mai ales că mulți din noi caut videouri cu speaker motivaționali, cu trezești la 5 dimineața, bagă 17 flotări, aleargă 5 km și așa mai departe, în speranța de a primi pastila asta, asta magică. Dar până la urmă, ceea ce eu am înțeles este că totul ține de mindset, totul ține de pregătirea creierului nostru de a ne propulsa înainte, fiindcă până la urmă îndeplinirea dorințelor noastre o face creierul. Foarte corect. Cum ai depășit tu aceste limite? Fiindcă până la urmă noi toți avem anumite limite în gândire, limite care ne țin departe de obiectivele noastre și noi trebuie să lucrăm cu ele. Unii, de exemplu, eu personal pentru a depăși limitele am făcut și școala de coaching din Canada și umblu până în ziua de azi la coach, la același coach unde umbli și tu. Practic vizitele la psihologi, fiindcă noi toți avem anumite traume din copilărie care ne țin până în ziua de astăzi în acele vibrații și nu ne lasă să ne propusăm înainte. Cum treci tu de ele, dacă ai putea să spui ascultătorilor noștri? Uite, eu de când am revenit acasă în Moldova, am început să beau apa școlii, cumva așa să o numesc. Am început să practic diferite cursuri, am început să merg la masaj, am început să merg la sală, am început să meditez, deci pe toate, la psiholog, apropo, am început să merg, știi? Și deodată nu dădeau rezultate, dar după asta, după 3-4 luni, am început să simt o modificare. Referitor la business-urile sau afacerile, când oamenii își le aleg greșit, e ușor tare să renunț. Eu, de pildă, atunci când am avut restaurantul, băi, nu mărș atât, gata, am închis ușa și mai departe. Să închide ușa, să deschide două. Ai o experiență frumoasă, am avut o experiență frumoasă, știi cum se gestionează într-o zi cu 5 ospătari să ții chept la 130 de oameni. Și ai noștri când vin la nuntă, doamne, își arată că vin la nuntă, nu așa, știi? După care eu când am ajuns, zic, ok, eu știu asta bine să fac, mie îmi place, eu vreau asta să fac. Și eu acum întâmplin destul de multe provocări cu angajații, cu găsirea oamenilor de calitate, pentru că în primul rând angajații noștri sunt fața noastră, fața companiei noastre, știi? Și e destul de greu să găsești, când majoritatea sunt plecați pe psihotare, cei buni iarăși sunt plecați pe psihotare, dar uite, cu perseverență și cu dragoste și știind că simțindu-l în inimă cum ai simțit atunci când ai cerut fata din nevastă, uite așa am făcut și eu, am și eu o legătură cu jobul pe care l-am ales eu. Foarte frumos spus, fiindcă este important, cum ai spus și tu, să faci ceea ce îți place, știi? Fiindcă minunat. Până la urmă, dacă te trezești dimineața, uite, imaginați cum se întâmplă să fie zilnic viața unui număr mare de oameni. Te trezești dimineața fără să vrei, știi? Adică parcă nu... Eu am trecut prin așa ceva. Eu am trecut prin situații în care nu vroiam să deschid ochii dimineața. Când știam că deschizând ochii, pe masă cel mai probabil o să fie facturile care trebuie să acoperite, fiindcă eu am început să muncesc la stat când aveam 21 de ani, fiindcă eu am zis gata, la 23 de ani am zis că nu mai pot. Pur și simplu nu mai pot, fiindcă m-am căsătorit foarte devreme, foarte repede s-a născut fiica mea și cumva această responsabilitate m-a copleșit, știi, și pe de o parte ești soț, deja tătic, mai ai un job, deja tu nu mai ești singur, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru acești omuleți pe care i-ai apropiat de tine, dar le-ai
cumva le-ai legat vieții lor de viața ta. Și știu că mulți trec inclusiv în ziua de astăzi prin situația în care nu vrei să te trezești dimineața, nu vrei să mergi la job, acest job pe care nu-l iubești, însă trebuie să mergi din pe voință, știi, cumva din stimulent, fiindcă întotdeauna ziceam că dacă tu ești nevoit să mergi o perioadă mai mare de 6 luni de zile la job din stimulent, dar nu din plăcere, din motivație, atunci e momentul să începi să-ți dai anumite întrebări, dacă merită sau nu mai merită să mergi acolo. Și știu că mulți din cei care pe noi ne ascultă acum sunt inclusiv salariați, care stau pe un salariu care sigur nu-i avantajează de o perioadă lungă de timp, și eu întotdeauna încurajez inclusiv angajații mei: uite-te, dacă vrei mai mulți bani, nu sta și mocni. Nu sta și aștepta ca eu să mă pricep după supărările tale constante sau după lipsa ta de inițiativă constantă că ceva nu este în regulă. Vine și întreabă: Sergiu, uite, aș vrea să câștig mai mulți bani. Ce aș putea eu face mai mult decât fac astăzi pentru a câștiga mai mulți bani în interiorul companiei, știi? Cum procedezi tu în cazul ăsta? Prin ce situație treci tu cu angajații tăi? Știu că spuneai că ai avut diferite experiențe cu diferiți angajați în diferite poziții, cu care ai fost mai happy, mai puțin happy. Cum depășai tu aceste animozități în relația cu ei? Păi, majoritatea când mă sunau și mă întrebau, când căutam muncitori, da? Mă întrebau prima întrebare: cât bani li dau, știi? Cât îmi dai? Da, cât îmi dai, știi? Eu când auzim de asta, zic, gata, ăsta nu-i de mine, știi? Cum pot eu să știu câți bani îți dau? Cum pot să știu câți bani tu meriți? Câtă valoare aduci tu în companie? Că astăzi poate să fie 1000 de euro sau chiar 2000 de euro lunar, pentru un angajat poate să fie mult sau poate să fie puțin. Pardon, pentru o companie care plătește unui angajat, poate să fie mult sau poate să fie puțin. Pentru că dacă angajatul stă ascuns de aici colegi, nu-și face job-ul ca lumea, e extrem de mult 2000 de euro. Dar dacă angajatul aduce plus valoare, 2000 de euro, asta e nimica. Chiar și 3 li merită. Atunci, noi le dăm mai mult. Le dăm premiale, îl dăm facilități și așa mai departe, dar când angajatul vine și nu are curajul, deci îmi pare foarte rău pentru cei care dimineața deschid ochii și se gândesc: oi, blin, iar la lucru trebuie să mă duc, știi? Uh-huh. Cineva spune că dacă dimineața deschizi ochii și nu vrei să te duci la lucru, stai acasă, nu te duci. Dacă a doua zi iarăși deschizi ochii și iar nu vrei să te duci la lucru, stai acasă. Dacă a treia oară te trezești și iar nu vrei să te duci la lucru, schimbă lucru. Înseamnă că nu-i de tine lucrușeala. Toți dintre noi trebuie să facem ceea ce ne place nou. Eu cândva mă uitam la un coleg și îl vedeam că el face ceea ce place lui și încă își primește și bani, știi? Și eu mă gândeam: oi, blin, uite ce... Când eram încă 16 ani, 17 ani, că fiecare dintre noi când avem copilărie, avem pe cineva care îl adorăm cumva, îl copiem, ne inspirăm de la dânsul. Păi, mă gândeam, zic, uite, ce mișto e băietul respectiv, el face ceea ce îi place și el încă își primește și bani, știi? Uite, bine, astăzi m-a ajuns în locul lui, deci eu fac ceea ce iubesc cu adevărat din tot sensul cuvântului și încă își primesc bănuți. E extraordinar de minunat și îi sfătui pe toți, absolut cei care ne ascultă sau care ne privesc: faceți ceea ce vă place vouă și munciți foarte mult, că o să aducă rezultate numai pozitive. Eu... Când mă gândesc la anumite idei de afaceri, eu am un indicator. Este sau nu este tema mea, știi? Iată, când eu mă gândesc, sunt idei care te lasă rece, care nu prea te interesează, idei care parcă îți dau un pic de gândit, dar sunt cele care tocmai te furnică, știi? Da. Simți din start boost-ul ăsta de energie care îți simplă corpul, știi? Ăsta este indicatorul că ăsta este drumul spre care, fiindcă sufletul nostru simte lucrurile astea, el știe mai multe ca noi și corpul știe multe, fiindcă el până la urmă, noi suntem
îngeri cu experiență umană. Știi? Exact aceleași emoții când te îndrăgostești. Știi? Când tocmai te tremură așa și nu poți dormi când te gândești la fata respectivă, știi? Da, da, da. Fix așa, tremură. Mai cum o să fac mâine, tac, să îți iau lemnul acela, să-l pun așa, să-l tot așa, așa. Tot așa o dai în gardă. Așa, așa. Da, da, tic, știi? Tot așa, e un cazul meu, știi? Dar alții care sunt, nu știu, în alt domeniu, comerțului, de exemplu, sau internet vând lucruri, știi? E extraordinar și nici nu ți-i somn, că are 5 ore, 6 ore să dormi, asta e mama luxului. Câteva ore pe noapte ți ajunge, te-ai trezit, ai tras un tuș, ești super fresh, bam, pe job. Eu eram înainte la toți lucrătorii pe șantier. Eram înainte la toți, luam desenul, uitam, uitam, trebuie făcut așa, trebuie făcut așa, aha, hai să ne gândim, cum facem aici, care e soluția? Sunătură, vrem să sun la 7 dimineața pe arhitect, să-l întreb, domnul arhitect, cum facem? L-am sunat odată și nu-i închis telefonul și după care mi-a răspuns la 10 și o să mai mult nu mai sun. Dar eu eram complet scufundat în plăcerea mea. Apropo de chestia asta, vreau să întreb, cum tu reușești să menții acel echilibru dintre viața personală și cea profesională? Fiindcă îți spun de ce această întrebare mă preocupă în mod special, deoarece, știi, mulți din antreprenori, când îi întreb, care vin la mine la mentorat, îi întreb, de ce tot e dus în antreprenoriat? Fiindcă vin, mulți iau o poziție matură și spun, uite, probabil ceva eu n-am făcut corect, am dat-o în bară, recunosc, am venit să-mi dai soluția, hai să lucrăm împreună să creștem afacerea mea. Sunt alții care feresc timpul de afară, criza regională, toți îți vinovesc, numai nu eu. Și alții, a treia categorie este cea care zice că, uite, îl întreb, de ce tu ai intrat în antreprenoriat? El zice, păi, ca să nu muncesc. Că eu credeam că intru în antreprenoriat. Mai mult acolo muncești. Da, ca să am vacanțe, pline de soare. Da, și atunci, odată ce l-a intrat în antreprenoriat, el înțelege că, stai un pic, lucrurile nu se leagă. Eu m-am băgat în afaceri, să am mai mult timp liber, dar până la urmă înțelegem că suntem nevoiți cel puțin prima etapă, primii câțiva ani de zile, până când afacerea devine stabilă, da, sustenabilă din punct de vedere financiar, tu înțelegi că tu trebuie să aduci anumite sacrificii. Sacrificii în raport cu familia ta, cu timpul tău liber, cu micile plăceri ale vieții, tu trebuie mereu să fii pe șantier, să muncești și așa mai departe. Te rog să-mi spui dacă tu deja ai învățat cum să menții echilibru sau încă înveți să faci acest lucru sau ești în căutarea pastilei magice în acest sens. Eu cred că tot timpul o să învăț. Tot timpul o să am de învățat și de luat exemple, de încercat. Este greu. Eu, de pildă, mi-am pus un plan ca până la 50 de ani să lucrez și de la 50 de ani, în oricare moment, să mă pot duce la pensie. Sunt sigur că nu o să o fac, pentru că atât de tare îmi place ceea ce fac eu. Dar cumva încerc să combin, încerc să vin mai devreme piculeț acasă. Deci am avut chiar și discuții cu copiii, cu soția. Să mă aștepte cu mare dragoste. Și de obicei, până ai deschis fabrica, eu la orele 4 deja eram acasă. Dar de când am deschis fabrica, cred că încă pentru următorul jumătate de an o să ajung la vreo 6-7. Nu bine, acum sâmbătă, duminica, mergem cu copiii pe undeva, când apucăm, când sunt leșunat de obosit și stau tolănit în pat. Dar e fundamental să nu rupi relația cu familia, deci pentru că ăsta e viitorul. Și suportul tău. Și suportul, da. Eu tot absolut mă sfătuiesc cu soția mea, absolut tot, de la la zeta. Cum am vorbit cu un client, ce a spus clientul respectiv, cum am vorbit cu muncitor, ce a zis el, absolut tot la A la Z. Și cel mai bun sfatnic e Irina. Da, am văzut, apropo, că mergea, că mi-am făcut temele, știi, înainte de emisiunea noastră și am văzut că Irina de multe ori este pe șantier cu tine. Da? Nu, a fost asta a fost înainte de a merge la universitate. Cuți că ea văzându-mă pe mine, pentru că inspiră-te, mie mi-a plăcut cineva, a scris ceva, inspiră-te și fii
inspirator, ceva de genul. Bine, eu mă inspiram întotdeauna la cineva și mă vedea că învăț, că studiez, că mă scufund. Și zic, și eu vine dorul de învățătură. Și am mers la universitate, acum merge, face universitate de psihologie. Și eu sunt chiar și cealalt din laborator, care ia vine cu răspundere de la întrebările astea, știi? Nu, dar e fain, e frumos, pentru că ambii învățăm, ne dezvoltăm, e o dezvoltare continuă. Eu știu că antreprenorii știu din propria experiență că antreprenorii sunt cei care mișcă totul în orice țară. Antreprenorii sunt cei care sunt structura oricărui stat. Antreprenorii sunt cei care mișcă valorile unei societăți, fiindcă ei își pun la bătaie timpul liber, familia, răbdarea, în mare majoritate a cazurilor, sănătatea. Corect. Și această emisiune, de fapt, este nimic altceva decât oda adusă antreprenorilor. Deoarece antreprenorii sunt cei care întotdeauna stau în spatele beneficiilor pe care le are întreaga societate. Foarte bine spus. Și noi doar vedem rezultatul muncilor, dar nu-i vedem pe ei. Și vreau ca societatea să susțină antreprenorii noștri și, în primul rând, producătorii noștri, cum ești tu unul dintre ei, chiar dacă ai un alt fel de business. Deși eu întotdeauna am spus că casele pe care tu le faci, tu nu vinzi case, tu vinzi acoperiș deasupra capului, tu vinzi atmosfera pe care o obține o familie trăind în casele tale și vinzi acele clipe frumoase pe care ei le trăiesc unul alături de altul. De aceea, întrebarea mea pentru tine este, care ar fi recomandarea ta pentru antreprenori și care este recomandarea ta pentru non-antreprenori? Dacă tot ai ocazia să fii la microfonul de astăzi. Nu știu cât de expert aș fi eu ca să dau recomandări antreprenorilor, dar cu siguranță învățați. Asta e pentru oameni. Învățați și dezvoltați-vă și să facem o Moldovă cât mai mișto și cât mai frumoasă. Întotdeauna am visat ca Moldova să fie mult mai avansată decât Elveția, pentru că avem toate posibilitățile. Da, nu avem mare, nu avem munți, nu avem, dar avem oameni luminați la minte, avem oameni care împreună, dacă punem mână de la mână, avem posibilitatea să facem școli frumoase, ca să ne educăm. Pentru că noi, mă rog, nu am fost atât de corect educați de pe vremuri, știi? Eu, de pildă, unul dintre visele mele este să fac o școală corectă. Mai am până acolo. Mai întâi să termin cu casa. Așa. Dar educația. Educația e fundamentală, absolut. Și dacă iei o nișă, fă-o pe ceea scurt și îngust, dar să fii extrem de profesionist în domeniu. Pentru că nu poți fi și constructor, și mecanic, și șofer de avioane, și sfeclă să vinzi la piață. Deci, una eu și ei cu o lume perfect frumoasă. Eu vreau să susțin ideea talentului, totuși, a poporului nostru, și o confirmare în plus am primit-o iarăși revenind la diaspora, deoarece pregătesc acum turneul meu european cu programele mele de mentorat de afaceri. Primul este workshopul de vânzări, pe care o să-l am pe data de 29 la Londra, și totodată masterclass-ul de vânzări suplimentare pe 29 la Londra, pe 30 la Northampton. Și în discuția cu cei care trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat după. Da. Publicitate la Zoom 2. Energizează-te cu Raw Boost, alegerea perfectă pentru un stil de viață sănătos. Raw Boost îți oferă o explozie de energie și îți sporește activitatea mentală și fizică, indiferent de locație, birou, universitate, sală de sport, în mașină sau pur și simplu te relaxezi acasă. Raw Boost îți oferă energia necesară pentru a finaliza sarcinile cu succes. Savurează 4 gusturi intense, aromate, delicioase și naturale de la Raw Boost. Energizantul 100% natural.
Când viața ta e plină de momente fericite, înseamnă că ai o viață bună. Rioba, marca proprie Metro, te ajută să multiplici emoțiile pozitive. Până pe 12 aprilie, profită de oferte la produsele Rioba. Tabletele de ciocolată belgiană de calitate înaltă și cafeaua Babe Gold cu gust exotic unic și aromă intensă. Metro. Înțelegem cât de important este să ai locuința ta, de aceea, în ciuda greutăților, vom munci și vom reuși ca tu și familia ta să primești apartamentul dorit. Cu doar 4.000 de euro avans, devino acum proprietar în cartierul Cluj din Chișinău. Locul perfect pentru trai sau investiții. Oferta este limitată. Sună acum la... Publicitate la Zoom 2. Ne-a luat motociclet. Da? Ți-a luat motociclet? Hai să revenim în studio, să nu spunem secretele care trebuie să le spunem. Da. Știi, ceea ce spuneam este că în procesul de pregătire acestui turneu european, pe care urmează să-l încep cu Marea Britanie, pe data de 29 aprilie, discutam cu cineva din Irlanda, o agenție de evenimente cu care duceam negocieri să-mi organizeze turneul în Irlanda. Și acolo era șefa acestei agenții, era o româncă. Tot în Irlanda, stă de vreo 15 ani. Și îmi zice, Sergiule, deci tu nu-ți imaginezi cât talent au basarabenii voștri. Da. Că nu-ți imaginezi, când, dar iau în fiecare zi de weekend de târguri, știi, în Dublin. Și zic, când iese moldovenii voștri cu niște copturi, cu niște picturi, cu niște chestii handmade, deci îți lasă gura apă, pur și simplu. Știi? Să-ți spun ceva să nu-mi pierd gândul. Când aveam restaurant, apropo, Alex, dacă mă vezi, te salut, aveam un bucătar și am angajat un bucătar moldovean de-al nostru care făcuse facultatea de bucătar acolo în Italia și totodată și studia la economie. Îți închipui cât de brav era? Muncea și făcea studiile la economie. Bun. El a gătit studii la economie, eu propus, după ce a gătit universitatea, eu propus să fii director general la Banca Unicredit din România, după care o refuzat și acum lucrează pentru o companie mare în Londra, deci un băiat extraordinar de mișto. Apoi sunt foarte mulți, deci noi dacă aducem toată diaspora acasă, îți promit că timp de 20 de ani Moldova poate să se bată cu Elveția. 100%. 100%. Deci avem minți luminate, extrem de luminate. Numai că nu sunt pe meleagurile noastre. Și muncitoare. Foarte. Uite, tu știi, noi să discutăm destul de mult la subiectul diaspora, în general, fiindcă consider că avem foarte mulți oameni demni acolo și care ar putea să aibă puterea să schimbe lucrurile aici, fiindcă îți imaginezi că ei au făcut afacerea acolo, deci ei au învățat, ei doar, nu s-au dus doar să facă o muncă care să-i hrănească, deci ei au mers acolo și au învățat cum să crească o afacere, cum să aleagă o nișă, cum să o dezvolte, cum să facă primele încasări, cum să-și extindă afacerile. Mai mult decât atât, ceea ce mie îmi place, ceea ce am văzut în ultima perioadă, ultimele 2-3 săptămâni, decât cu, ne comunic foarte, foarte mult cu diaspora, atât a noastră cât și cea română. Deci eu am văzut că sunt atât de bine organizați, deci au chaturi, au canale, au săptămânal locuri și ore exact unde ei mereu se întâlnesc, unde fac schimb de idei, schimb de afaceri, se ajută între ei, deci au o rețea de networking absolut fascinantă și aș vrea foarte mult ca acest lucru să fie și aici, cumva, fiindcă cei de acolo deja au trecut poate etapele de dezvoltare pe care ar trebui să trecem noi aici, care am rămas acasă, mult mai repede, fiindcă iau acolo acces la cu totul alte resurse, la cu totul alte culturi, la cu totul alte tehnologii decât avem noi aici. Dar pe de altă parte vreau să zic că zilele trecute am fost surprins să aflu că un prieten de-a meu care a plecat aproape 20 de ani în Canada, de aici a fost un meu director financiar și ziceam cumva, băi, uite, că eu personal am câștigat cartea verde la concurs, am stat 8 ani de zile în rând și am refuzat-o. Știi? Și toți mă întreabă de ce, băiete, uite, el, Alexandru, mi-a zis că, Sergiu, tu știi? Foarte corect ai făcut când ai plecat. Deci că voi nu vă imaginați cât de fericiți voi sunteți aici în Moldova.
voi mâncați sănătos, aerul vostru este mult mai curat, ecologia voastră este mult mai curată, prețurile voastre sunt mult mai mici. Eu îmi zicea, cum este posibil ca eu la intrarea în țară să plătesc doar $3 pe o cartelă SIM cu 20 de giga și convorbiri nelimitate în rețea? Cum e posibil așa ceva? Eu când îi spuneam că noi achităm serviciile comunale, utilitățile, pur și simplu prin aplicația mobilă, când banca pur și simplu ți le scoate din cont, îl zice, arată-mi cum e posibil așa ceva. A mers la numărul 1 și zice, wow, eu sunt surprins, cum adică case electronice? Nu, la noi trebuie să mergi să stai, mai mult decât atât. Trebuie la, când te duci la, la poștă, la ei în Canada, să plătească pentru serviciile comunale, ei stau în rând, cum la noi, la, la poștă, știi? Adică oamenii care nu stau aici de foarte mulți ani, când revin, da, mai avem de lucru la drumuri, la infrastructură, dar totuși, cei care sunt de foarte mult timp acolo, ei le place foarte mult ceea ce văd la revenire. Știi? Și că într-adevăr la noi se trăiește bine, trebuie doar să învățăm să vedem lucrurile frumoase. Ultimul lucru pe care vreau să te rog să ne spui, dacă tu cumva ai găsit acea pastilă magică, acea rețetă secretă de a avea succes, sau totuși este altceva la mijloc? Dar nu există o tabletă în Citramon care să-l bei și gata să streacă, să-și iluminat la minte. Nu, întotdeauna trebuie să înveți. De pildă, eu am văzut cursurile care tu le predai. Am fost cu tine la primul booster, mi-a prins foarte bine, încă chiar super fain. Am avut o vânzare extraordinară. După care am mai mers și am mai luat filmulețe, video de pe YouTube-uri, de peste tot absolut. Deci nu este o pastilă magică care e băută și gata, ți-o trecut de toate. Doar învățătură, repetare, învățătură, repetare și aplicare. Aplicare. Acțiune. Aplicare. Acțiune, da, acțiune, acțiune, acțiune. Dacă noi o faci ceea ce propui tu acolo, ce spui la booster-ul tău, noi am fi toți milionari. Eu m-am dus odată acasă și am zis, Doamne, dar oare să nu deschid și un magazin online? Să pun pe cineva acolo să facă ce îndrumările care mi le-a zis Sergiu? Deși nu, știi? După asta îmi stai că să merg prima cu amiu, după care după asta o să-mi fac. Dar e extraordinar de facil. Trebuie să lucrăm și gata. Și nu e așa de mult de lucrat că ai luat sapa sau hârlețul și te duci să întorci pământul. Dar faci... Deci acțiunea este acțiune, mama rezultatului. Da, 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 da. Dragii noștri, închidem emisiunea noastră de afaceri cu acest gând. Nu există nicio rețetă secretă pentru succesul în afaceri, ci doar o combinație dintre curaj, viziune și, cel mai important, acțiune. Să ne susținem unii pe alții și să continuăm să explorăm noi oportunități în afaceri. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult, Ion, că ai fost astăzi cu noi, ți-ai împărtășit istoria frumoasă, dureroasă, dar cea cu soare mult pe boltă. Până la urmă vreau să mulțumesc foarte mult tuturor ascultătorilor care au fost astăzi cu noi și vreau să reamintesc că ne găsiți aici în fiecare zi de vineri la ora 17:00 la săptămânala despre afaceri cu Sergiu Diaconu. Vreau să vă urez o seară bună și un mulțumesc separat partenerilor noștri, energizantul Robust. Să aveți o seară frumoasă și un weekend fantastic. Pe curând!